timp relativ scurt să organizăm cea de-a doua ediție la Constanța, la Malul Mării. Asta înseamnă că anul trecut a avut un succes real și la cererea antreprenorilor am încercat să organizăm acest târg înaintea lansării sau în prin sezon estival, să spun așa. Târgul pentru întreprinderi mici și mijlocii se dorește, este de fapt un târg B2B, business to business. Ne dorim să aducem față în față, pe de o parte, antreprenorii, și vorbim aici de producători și prestatori de servicii pentru industria Horeca, iar pe de altă parte, adevărații beneficiari ai acestui târg, administratorii și de hoteluri, restaurante și cafenele. Astăzi avem alături de noi pe domnul președinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu, pe care am să-l invit aici să ne spună câteva cuvinte. Domnule președinte. Onorată asistență, excelența voastră, domnul ambasador, dragi oameni minunați care astăzi v-ați adunat aici pentru un proiect, așa cum a spus domnul președinte Fulina, câștigător, i-aș spune, pentru toată lumea. Ieri, împreună cu doamna președinte onorific și al Horeca, am inaugurat cea de-a doua ediție a unui târg gastronomic al nostru, al dobrogenilor, în care cele mai bune crame, cei mai producători și cei care procesează și care practic sunt baza turismului, sunt aici alături de dumneavoastră. Mi-am dat seama că acest proiect nu poate fi decât dacă este completat cu un proiect al acestei instituții a IMM-urilor. Economia românească, fără IMM-uri, nu poate performa. Dacă ne uităm în statisticile date de INS, vedem cam care este ponderea în economia românească acestor IMM-uri. De cele mai multe ori, legislația nu i-a ajutat. De cele mai multe ori, atitudinea autorităților n-a fost cea corectă față de IMM-uri. Dar dacă vom înțelege cu toții să fim suport, să fim cu toții împreună, vom putea să punem în valoare elementul esențial, resursa umană și bogățiile naturale pe care le-a dat Dumnezeu. Știți foarte bine ce aveți de făcut, știți foarte bine care vă sunt interesele, știți foarte bine cum dimensionați business planurile, evaluările dumneavoastră sunt cele mai corecte. Din punctul nostru al Consiliului Județean vom fi un suport în permanență pentru dumneavoastră. Pentru că în esență suntem cu toții aici și ne dorim cu toții să trăim mai bine și valorile noastre să ne aparțină și să putem să le oferim și celor care vin aici. Mulțumesc din tot sufletul tuturor care sunteți aici, știu ce efort ați făcut. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc expozanților și mai ales, mulțumesc tuturor care promovați astfel de evenimente. Fără o promovare a evenimentelor corectă, nedistorsionată, bună ziua, domnul primar, fără punerea într-o lumină pozitivă, de fapt o lumină corectă a ceea ce avem noi, nu vom reuși să completăm o ofertă esențială de promovare ce avem mai bun. S-au creat instituții, s-au creat care încă nu au o comunicare eficientă, de vorbit de patronat, organizații de managementul destinației. Dar iată că IMM-urile, prin domnul Fulina, au reușit astăzi să-i aducă aici și începând de astăzi va fi un eveniment al nostru, al constanțenilor, pe care îl oferim României. Nu spunem doar pentru noi, acest târg va deveni o tradiție, așa cum va deveni și tradiție acest proiect. Încă o dată vă mulțumesc din tot sufletul, vă urez mult succes și cel mai important lucru, să creăm o comunitate care să devină un motor de dezvoltare. Mult succes, domnule Fulina, mulțumesc tuturor, mult succes și dumneavoastră și haideți să ne bucurăm împreună de acest eveniment. Mulțumim mult, domnul președinte. Astăzi avem alături de noi un înalt demnitar, domnul ambasador al Malaeziei, pe care îl invit alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte.
Thank you so much for the organizer, Mr. Lupu and Ms. Corina, for the invitation to this Horeca exhibition. With the coming of the summer months, we are looking forward for the hotels and catering to go full gear this year and to welcome tourists from all over the region. Also, Malaysia wishes to have a look, and hopefully we can work together to use Malaysian products and Malaysian commodities with some of the companies here. So thank you so much for us coming. Good luck for the exhibition and all the best. Thank you. Antreprenorilor, am să invit pe doamna Camelia Taină, directorul general al Direcției Antreprenoriat și Programe din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Bună dimineața! Îmi revine bucuria să urez bun venit tuturor participanților la cea de-a doua ediție a Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii destinat industriei Horeca. În primul rând, doresc să felicit pe domnul director Fulina și întreaga echipă a agenției, care, printr-o implicare activă și foarte mult devotament, au reușit desfășurarea cu succes și acest eveniment extraordinar pus în scenă pentru dumneavoastră. În al doilea rând, aș dori să mulțumesc tuturor reprezentanților asociațiilor patronale ale industriei de profil, care de asemenea au fost implicați activ în desfășurarea acestui eveniment și ne-au pus la dispoziție toată expertiza și cunoștințele dumnealor, astfel încât acest eveniment să fie un real succes. Profit de oportunitate pentru a vă spune astăzi o parte din oportunitățile de finanțare pe care le aveți în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și îmi doresc încă o dată să amintesc de cel mai cunoscut program al nostru și anume programul Startup Nation, ediția 2024, care urmează a fi lansat până la finele acestui semestru și care se bucură de o finanțare de 440 de milioane de euro. În premieră în acest an, Startup Nation beneficiază de o alocație financiară majorată la 50.000 de euro. În edițiile anterioare, aceasta a fost în sumă de aproximativ 40.000 de euro. Această nouă ediție a programului Startup Nation asigură alocații financiare nerambursabile pentru aproximativ 8.000 de participanți, dar și are în desfășurarea sa un nou pilon reprezentat de formarea de competențe antreprenoriale pentru un număr de 30.000 de persoane fizice care își doresc să acceadă la finanțare. Așadar, în acest an, programul Startup Nation va avea o nouă formă de desfășurare. În primul rând, ne dorim dezvoltarea de competențe antreprenoriale pentru 30.000 de tineri din România, care pot beneficia de finanțare pentru o gamă largă de coduri CAEN, atât de industrie, cât și din industrii creative, industria prelucrătoare și tot soiul de activități care pot aduce plus valoare economiei românești. Tot în perioada imediat următoare ne dorim lansarea programului Femeia Antreprenor. Avem disponibile 200 de milioane de lei, așadar până putem finanța peste 1.000 de doamne antreprenor cu alocații financiare nerambursabile în valoare de aproximativ 40.000 de euro. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, a fost lansat la finele lunii mai și până pe 12
până pe 12, îmi cer scuze, la finele lunii aprilie și până în data de 12 mai ați putut accesa programul Construct Plus, care beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 150 de milioane de euro. De asemenea, în perioada următoare, în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, vor fi lansate programe destinate industriei prelucrătoare și operatorilor economici din industria Horeca, care activează în stațiunile balneoclimaterice. Așadar, vă invit încă o dată să urmăriți pagina de internet a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru a fi la curent cu toate știrile și cu toate oportunitățile de finanțare pe care Ministerul le lansează și, de asemenea, să căutați platforma IMM Mentor, gestionată de către colegii mei, o platformă de matchmaking care poate ajuta atât startup-urile cât și scale-up-urile prin crearea unui site, prin a găsi informații despre oportunitățile de finanțare existente la nivelul tuturor ministerelor și instituțiilor publice care acordă finanțări nerambursabile, dar și de asemenea poate fi un instrument prin care puteți factura gratuit. Așadar, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la eveniment. Evenimentul de astăzi reunește peste 120 de participanți, furnizori de bunuri și servicii destinate operatorilor economici care activează în această industrie și vă invit să ne fiți alături până sâmbătă, după amiază. Programul este extrem de interactiv și foarte interesant. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Aș vrea acum să mulțumesc, dacă n-am făcut încă o dată, asociațiilor patronale din industria ospitalității, fără de care aceste două ediții ale târgurilor pentru IMM-uri nu ar fi fost de un succes real așa cum sunt acum. Iar pentru acest lucru aș vrea să-l invit alături de mine pe domnul Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia Constanța. Domnul Covală, unul din cei mai cunoscuți oameni de aici, din Dobrogea. Vă rog. Da, mulțumesc, domnul director. Eu am să vorbesc acum în numele Federației Patronale FPTR, în poziția mea de prim vicepreședinte. Nu vreau să mă refer numai la Mamaia, aș vrea să mă refer la întregul litoral, de la un cap în altul, și mai mult decât atât, vreau să mă refer puțin la starea turismului în România. Pe scurt, problemele nu sunt chiar așa de roșii. Am audiat-o cu mare atenție pe doamna de la Minister cu aceste programe care, din punctul nostru de vedere, foarte greu de accesat, extrem de greu. În turism, când apelăm la o bancă sau un fond european, ar trebui să se desfășoare foarte repede. O lună, două, să obținem bani. De multe ori durează și un an și noi banii nu-i obținem. Același lucru se întâmplă la mediu, dacă ne referim la programele de panouri fotovoltaice și multe, multe programe care avem bani, dar nu merge, nu funcționează. Sigur că mă bucură faptul, și vreau să vă spun în premieră, Mamaia a devenit destinația anului, da, e un lucru bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne uităm puțin la autorități, că nu e meritul lor în totalitate și n-ar trebui să se culce pe o parte că suntem destinația anului Mamaia. Sigur că Mamaia nu e pe placul nostru, nu arată foarte bine, dar nu din cauza noastră, cei care investim milioane și milioane de euro, cei care se chinuie, și aici mă refer la tur operatori, ca să convingă turistul cu bani puțini, cu bani mulți, să vină pe litoralul românesc, sigur că aici avem extrem, extrem de mult de muncă. În afara faptului că cei care fac incoming, deși avem o ordonanță sau o hotărâre de guvern în care vor veni ceva bani înapoi pe cap de turist străin adus în România pentru un sejur minim de 4 zile, vreau să vă spun că avem tur operatori acolo care stau de un an de zile
și nu funcționează și nu primesc bani. În asemenea condiții, noi, cei care lucrăm în turism, deși avem un aport și pe verticală și pe orizontală la PIB-ul României destul de substanțial, vreau să vă spun că senzația noastră acum, deși suntem în campanie electorală și nu vreau să vorbesc de asta, toți vin, toți ne solicită la discuții, toți fac promisiuni de șarte, după ce câștigă, suntem dați uitării, suntem undeva la puși de-o parte așa la naftalina și așteptăm din nou 4 ani. Sigur că de 30 de ani facem asta și nu e bine ceea ce facem. În asemenea condiții, noi avem o altă viziune despre ceea ce se întâmplă despre turism. Mă bucură faptul că actualul guvern a luat decizia ca la aceste IMM-uri să treacă în coadă și turismul, la aceste agenții, și rog pe domnul Furina aici să intre mai adânc în problemele turismului și la necesitățile turismului de litoral. Noi stăm la dispoziție. Eu vreau să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut. Este al doilea târg la care particip. Însă vreau să vă spun că pentru noi, cei care ne oferă utilaje, care ne oferă, știu, produse și așa mai departe, vreau să vă spun că e puțin cam târziu, pentru că noi deja avem hotelurile puse la punct. Dotările le-am făcut acum vreo 2-3 luni de zile și am umblat și în străinătate, și în țară. Știți foarte bine că pe Uniunea Europeană ne avantajează faptul că nu avem TVA la cumpărare. Sigur că acest târg ar trebui să fie cu o lună, două la anul, mai devreme decât acum. Dar și așa e bine și încă o dată vă mulțumesc, domnule Furina. Este bine că veniți în întâmpinarea turismului de litoral. Eu vă mulțumesc foarte mult. M-aș vrea să o invit alături de noi să ne spună câteva cuvinte pe doamna Corina Marti, președinta Asociației Resto Constanța. Doamna Marti s-a implicat la fel de mult, chiar foarte mult, să ne ajute în organizarea acestor tururi și mulțumesc pe această cale. Doamnă? Excelența voastră, domnule ambasador al Malaeziei, Mr. Siraju Zaman, Your Excellency, domnule președinte al Consiliului Județean Constanța, stimați jurnaliști și dragi colegi și promotori de turism românesc, îmi face mare plăcere să ne aflăm la a doua ediție a Târgului IMM Horeca din Constanța. Vreau să încep desigur cu mulțumiri ca întotdeauna. George Fulina, cred că trebuie să fie aici aproape de noi. În curând o să facem o fotografie de altfel împreună, pentru că îi se datorează stăruința cu care a pus în scenă și această a doua ediție a acestui târg. O ediție chiar și mai mare decât prima. O ediție la care membrii Resto, peste 11 companii, probabil suntem patronatul cel mai bine reprezentat aici, dar să știți că avem și colegi pe care vreau să-i salut acum, mă uit către ei. În Federația noastră a patronatelor din industria ospitalității din România avem colegi foarte, foarte serioși și oameni de caracter. Cei de la FEDA din Iași au venit cu un live cooking show la care vă invităm pe toți, după ce facem acum un tur al standurilor, pentru că trebuie să și degustăm și să vedem ce oferă industria Horeca către hotelurile, restaurantele, cafenele, pub-urile din industria de pe litoral. Este un prilej de bucurie și de sărbătoare pentru noi. O să închei aici acest cuvânt spunând că timp de 3 zile ne întâlnim să vedem, să aflăm, să învățăm, să cumpărăm, să facem afaceri și despre asta este acest târg. Începând de mâine, așa cum știți, în exterior avem un alt eveniment în care Resto este partenerul oficial alături de Consiliul Județean Constanța, Festivalul Peștelui, Fructelor de Mare, Vinurilor și Tradițiilor Dobrogene. Deci în interior, timp de 3 zile, un eveniment B2B și în exterior ne așteptăm publicul și viitorii turiști și vizitatori ai Constanței și a litoralului românesc să învețe despre gastronomia și despre vinurile dobrogene. Acum cred că este momentul să invit pe toți cei care, da, suntem în echipa de organizare, desigur împreună cu domnul ambasador, să facem o fotografie de bun început, de bun start și o să rugăm presa să ne însoțească într-un tur al standurilor ca să vedem cu ce au venit, cu ce s-au pregătit companiile din industria Horeca care expun produse și prezintă și promovează servicii pentru Horeca de pe litoral. Să fie cu succes această a doua ediție, domnule Fulina, vă mulțumim!